Bună, Ioana! Mulțumim pentru că ai acceptat invitația noastră de a face parte din campania Femei în Știință. Aș vrea să te întreb dacă ar fi să faci acum un short bio, ce ai trece în acesta? Bună, Adriana! În primul rând, mulțumesc pentru oportunitatea de a participa la acest proiect al vostru și mă simt onorată în același timp de a face parte din Femei în Știință. Ca un short bio, de mică eram pasionată de știință, deci asta mea, cu acest instinct, cu această iubire față de știință, pot să zic că m-am născut. În schimb, ce trigger point-ul pe care l-am avut a fost în clasa 5-a, când am vizitat un science center din Elveția într-un schimb de experiențe și acolo am zis, ok, asta este pasiunea mea, în parte de știință vreau de acum încolo să mă dezvolt mult mai mult, pentru că este o zonă ușor necunoscută de către majoritatea populației și în același timp tot ce este în jurul nostru are legătură în știință și în fenomenele fizice, în fenomenele biologice și atunci, practic, dacă cunoști și înțelegi baza lucrurilor care se întâmplă în jurul tău, automat poți să iei și anumite decizii conforme care pe viitor pot fi mult mai benefice în construirea unui stil de viață și în construirea unei cariere. Din momentul respectiv am început să mă implic în activități de voluntariat și în activități științifice. Nu am ratat nicio oportunitate de dezvoltare și treptat am ajuns la Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial, dar asta după ce, de fapt, am avut o perioadă la liceu în care am fugit de fizică din cauza unui profesor care nu pot să spun că avea cele mai bune metode de predare și atunci, neplăcându-mi metodele de predare ale profesorilor, am zis să mă dezvolt pe viitor la facultate mai mult științific și la liceu să aleg o variantă mai ușoară, astfel încât să am ocazia de a participa la acțiuni de voluntariat fără să am probleme la școală de recuperare și de luarea notelor. Știm că, în general, partea filologică este mai ușor de recuperat decât materia științifică învățată la școală. Am ajuns după facultate, adică în timpul facultății, de fapt, să fac demersurile pentru a iniția un proiect unic la nivel de Transilvania, Muzeul de Științe. Este un science center pe care l-am fondat în timpul facultății și pe care îl dezvolt în continuare. Venind vorba de acest muzeu interactiv al științelor, de unde ți-a venit ideea, probabil legată de acea experiență din schimbul pe care l-ai avut în urmă cu niște ani, dar poți să ne dai mai multe detalii despre acest muzeu și care este până la urmă impactul pe care îl are pentru comunitatea din care faci tu parte și de ce l-ai făcut în primul rând pentru comunitatea respectivă? Desigur. A fost un cumul. Cum spuneam, metodele de predare ușor învechite, combinate cu ceea ce am descoperit că se poate învăța foarte ușor prin practică și prin jocuri. Când am vizitat Science Center-ul din Elveția, am descoperit cât de ușor se pot acumula informații printr-o metodă de educare non-formală și interactivă. Astfel mi-am spus, dacă nimeni din orașul meu nu va face un science center până voi fi o mare, vreau eu să-l fac pentru copii din Brașov, astfel încât să aibă și o altă metodă de învățare practică și de dezvoltare, pentru că prin orice lucru pe care îl facem în plus față de cotidian, putem să ne descoperim pasiunile, iar pentru copii este foarte important că în perioada 9-13 ani, majoritatea copiilor își pun cumva bazele pasiunii și din aceasta ori escaladează mai departe astfel încât să-și facă o carieră în asta, ori dacă nu, rămân din păcate doar cu o dorință în interiorul lor pe care nu reușesc să o valorifice. Și impactul pe care l-am avut cu Muzeul de Științe
A fost unul major, dar nu doar la nivel de oraș, ci la nivel de țară. Avem clienți, am avut vizitatori inclusiv din Iași și din multe alte părți ale României și ale globului, că am avut și mexicani și tot felul de turiști. Și m-au bucurat experiențele și testimonialele vizitatorilor despre impactul pe care l-au avut asupra toate vizitele la muzeu, asupra copiilor lor. Avem inclusiv o clientă care ne-a luat prietenă între timp. Ea are două fetițe, stau în ea și după vizita la muzeu a început una dintre fetițe să fie foarte pasionată de biologie, de ceea ce înseamnă viața microscopică. A început să tragă de părinți să îi cumpere un microscop, să îi cumpere cărți de biologie, astfel încât să se dezvolte. Am avut de asemenea și activități cu copii din medii defavorizate, cu copii care nu au ieșit în viața lor din satul din care proveneau. Iar după ce au văzut microscopul, au zis, gata, vreau să mă fac medic, vreau să mă dezvolt pe partea aceasta, băieții, vreau să devin electronist. Și ușor, ușor se deschid anumite orizonturi pentru copiii respectivi, astfel încât ei pe viitor să iasă din condiția lor în care au crescut, din mediul lor în care au crescut și să se dezvolte mai departe ca și oameni. Și cred că asta este cel mai important lucru pe care îl putem face pentru comunitate, să le dăm șansa vizitatorilor să-și descopere pe pasiunile și mai departe să-i încurajăm să le urmeze. Da, într-adevăr, este foarte important să creezi cadrul astfel, și să deschizi noi perspective, astfel încât tinerii să aibă cât mai multe opțiuni în alegerea carierei bazate pe lucruri concrete, să înțeleagă practic ce presupune până la urmă acea meserie. Am vorbit de comunitate, am vorbit de impactul acestui muzeu pentru comunitate, dar ce înseamnă pentru o tânără să pună bazele unui muzeu? Care este impactul acestei inițiative pentru tine? Au fost foarte multe provocări, dar și multe momente plăcute. Este destul de dificil să creezi un muzeu de la zero, un muzeu privat, astfel, pentru că nimeni nu prea face muzee și nu ai un model după care să te ghidezi ușor, cum sunt alte firme din IT, din proiectare. Poți să te uiți în stânga și în dreapta să vezi ce au făcut ei și să te inspiri. Dar la muzeu este ușor mai delicată situația pentru că majoritatea muzeelor sunt de stat și au o altă abordare de a crea experiențe vizitatorilor. Am avut multe provocări din punctul acesta de vedere și de asemenea am avut și foarte multe momente în care s-au deschis noi porți sau s-au deschis mai repede anumite porți și s-au creat legături numai prin prisma faptului că este o activitate mai specială, mai necunoscută și foarte puțin oameni vor să dezvolte partea educațională și turistică în același timp printr-o asemenea afacere, printr-un asemenea serviciu de muzeu interactiv de științe și toate au fost așa cu un scop. Atât provocările cât și portițele care s-au deschis pentru dezvoltarea comunității, inclusiv apropo de dezvoltare, dar și de oamenii din jur. Am avut vizitatori care dețineau afaceri și în zona litoralului. Iar anul trecut am făcut și pe plajă un muzeu interactiv de știință, tot pentru copii, astfel încât să aibă și o altă alternativă la bălăceala de zi cu zi. Foarte interesant. Probabil veți continua inițiativa și în anul acesta, în sezonul estival. Ai vorbit mai devreme de dezvoltare și aș vrea cumva să facem tranziția înspre partea de studii. Ai decis să aprofundezi studiile și să optezi pentru un doctorat în ingineria materialelor. Cumva lucrurile se leagă, dar aș vrea să știu de la tine care e motivația de a merge spre un doctorat și a descoperi mai multe lucruri decât știi până acum. Cum sunt o persoană activă și îmi place foarte mult să descoper lucruri noi și să le aprofundez, am optat pentru doctoratul din Ingineria Materialelor pentru că este o zonă foarte importantă. Eu, să vă spun așa un pic la bază, la doctorat o să am
un studiu referitor la influența arhitecturilor, a straturilor subțiri, pe care le regăsim în orice lucru din viața noastră, inclusiv la ochelari avem straturi subțiri cu care sunt acoperite lentilele de ochelari pentru a avea o vedere mult mai bună prin lentile. Și 90% din lucrurile din jurul nostru sunt acoperite cu straturi subțiri. Noi dezvoltăm acum arhitecturi noi pentru acele straturi, astfel încât obiectele pe care le acoperim să fie mai durabile, să fie mai rezistente. Și atunci, în momentul în care există un impact global atât de mare cu privire la un lucru studiat și necunoscut din punctul acesta de vedere, mă motivează mult mai mult să dezvolt astfel de activități și să mă dezvolt eu pe mine astfel încât să pot să ajut lucrurile să ia o altă întorsătură în viața de zi cu zi a oamenilor din jur. Cu alte cuvinte, se contribuie exact la provocările cu care se confruntă oamenii și cumva să oferim o mai bună dezvoltare, să zicem, exact, pentru tot ce înseamnă comunitate la nivel macro, nu doar cea din care facem noi parte. La nivel macro, comunitate, dar și partea de industrie, pentru că automat în momentul în care dezvolți un lucru care poate fi mai durabil, toate efectele negative și legate de mediu, legate de consumul de materiale, sunt influențate în mod pozitiv, adică se scade producția de dioxid de carbon din cauza faptului că faci piese mult mai rezistente. Și durata lor este mult mai durata lor este mult, viață. Exact. Este mult mai lungă și automat, cum nu trebuie să se schimbe atât de des, nici producția nu mai este influențată. Bine, poate să fie chiar o lamă cu două tăișuri, că unii pot fi afectați pentru că nu produc la fel de mult și nu mai au un tiraj atât de mare de obiecte acoperite, dar dacă ne gândim la impact global și la partea de mediu, din punct de vedere al mediului, al protejării lui, cum este acum o criză globală, atunci ne dăm seama că este chiar un avantaj. Ioana, cine te-a susținut în alegerea ta, atât pe partea de motivație, să spunem, pentru continuarea studiilor doctorale, cât și în general spre a te orienta spre partea de inginerie și cariera pentru care ai optat? Pe partea de inginerie m-au susținut foarte mult oamenii din proiect. Fit for Future se numește proiectul pe care l-am derulat în liceu. Cum spuneam, am făcut liceul pe filologie și în programul Fit for Future, în clasa 11-a, am făcut practică o săptămână la Continental, actualul Vitesco. Și am mers în fiecare zi în câte un departament, să vedem cum se întâmplă lucrurile la fața locului într-o instituție în care ar trebui să ne urmăm mai departe drumul vieții. Ne-au plimbat o zi în departamentul financiar, o zi în departamentul de HR. Și când am ajuns în domeniul acesta științific și în domeniul de proces, cum se produc anumite componente de mașini, am spus, gata, asta este... Aici rămân. Da, exact, aici rămân. Aici rămân și de acolo am început să mă interesez mult mai mult despre ce parte a ingineriei aș putea să o urmez pentru studiile de facultate. Și atunci, pentru facultate. Și atunci am ales inginerie tehnologică și management industrial, având și secția de managementul calității, care este un lucru foarte important și se dezvoltă din ce în ce mai mult în zilele noastre, pentru că atât calitatea vieții, cât și calitatea unui produs influențează sănătatea omului, sănătatea clientului final până la urmă. După care, la urmarea studiilor doctorale, îndrumătorul meu de doctorat, domnul Daniel Munteanu, m-a susținut enorm în orice decizie și
în orice activitate pe care am urmat-o până acum și de asemenea și mă susține enorm în activitățile pe care le-am planificat deja. Încă ești în partea de formare, dar unde te vezi tu peste 10 ani? Dacă ar fi să-ți faci CV-ul peste 10 ani, cam ce ai vrea tu să treci acolo? 10 ani este o perioadă destul de lungă și cum sunt lucrurile dinamice, e greu să preconizezi E greu să preconizezi ce aș trece în CV, însă cu siguranță studiile să le-am terminate, studiile doctorale să fie încheiate. Și de asemenea aș vrea să dezvolt Muzeul de Știință astfel încât să fie un centru, un science center de anvergură și să fie cel mai mare science center din România. Mai există diferite muzee de știință interactivă la nivel național, însă toate sunt inițiative private și sunt de dimensiuni mici, nu? Cum regăsim în alte țări science center-uri care sunt sprijinite atât și de către stat, dar și către firmele din industria țării pentru comunitate, astfel încât să fie chiar o metodă de a petrece timpul constructiv, nu doar la mult. Te vezi continuând și partea academică? Adică da, te vezi la catedră? Mă văd la catedră, nu mă văd neapărat să-mi fac un living din asta, adică să fie influențată partea mea financiară de către predatul la catedră, dar mă văd și la catedră pentru că îmi place foarte mult să împărtășesc din noutățile și din cunoștințele pe care le aprofundez. Cu atât mai mult cu cât partea de muzeu și deschiderea față de tineri și apetitul lor către știință cumva se leagă și atunci de aici vine întrebarea mea legată de partea didactică, să zicem. Da. Aș vrea să închem cu o întrebare care este mai degrabă motivațională. Dacă ar fi să dai un sfat unei adolescențe în alegerea carierei, care ar fi acela și de ce? Sunt foarte multe sfaturi pe care le-aș putea da punct de vedere la alegerea carierei sau nu neapărat sfaturi, cât gânduri pentru că nu pot să spun că sunt măsură neapărat să dau sfaturi, gânduri și motivații astfel încât să se treacă peste confortul acela de hai mai bine să mă rezum la ceva mai mic și să fiu eu liniștită, să am un venit sigur. Ar fi greu să aleg un sfat pe care l-aș da. O motivație. Să nu se teme niciun tânăr de o experiență nouă, să aibă în vedere să aibă cât mai multe experiențe noi și să descopere, astfel încât să își pună întrebări pe viitor legat de cum se produce orice lucru din jurul lor, pentru că astfel pot să își deschidă și mintea și să se dezvolte o minte mai analitică din punct de vedere al producției fiecărui lucru din jur. Și de asemenea să-și urmeze pasiunea indiferent de susținerea sau lipsa de susținere din partea oamenilor din jur, pentru că, până la urmă, noi cu noi trăim toată viața, nu cu oamenii din jur și dacă ne luăm doar după ce spun oamenii din jur, vom ajunge la finalul vieții cu mici sau poate mai mari frustrări și atunci, cum spunea și Dezelman și Tân într-un discurs de-a lui, dacă ar fi să mori acum, să ne imaginăm că ești pe patul de moarte, și lângă tine ai niște fantome. Fantomele respective sunt visele pe care nu le-ai pus în aplicare, dorințele pe care le-ai avut și nu le-ai îndeplinit. Câte fantome ai avea în jurul tău la momentul respectiv? Și atunci dacă ne gândim din prisma aceasta câte fantome am avea lângă noi, câte dorințe neîmplinite am avea lângă noi, am putea să ne dezvoltăm și să trecem de zona de confort, care de multe ori este lucru care ne ține în loc și să ne creăm o viață așa cum merităm și cum dorim noi. Cu
Cu alte cuvinte, să nu înceteze niciodată, să viseze și să facă tot ce le stă în putință să-și urmeze visul. Indiferent de provocările și de dificultățile pe care le întâlnesc, pentru că toate sunt temporare. Dar regretul, din păcate, este etern. Așa e. Mulțumim mult, Ioana, pentru timpul alocat. Mulțumesc și eu. Multă baftă în tot ceea ce faci și sperăm că ne reauzim curând. Mulțumesc mult! O zi frumoasă! Exact.